sfântă. Și mama lui Dumnezeu n-are loc să se odihnească, să nască pe Fiul Său. Mulțumim pentru colindul vostru frumos, Ilie Dură, Suzana și Daciana Vlad, Ovidiu Furnia și Liana Șuteu. Gânduri bune și Costel Popa, bineînțeles. Vreau să sublinez un lucru. Angelica Pantea a născut de curând și din această cauză nu a putut să fie astăzi prezent alături de noi, dar noi îi transmitem gândurile noastre bune și dorim sănătate pentru fetița ei.